Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Casa în Diaspora. Sunt Adriana Dascălu Bulina. Alături de mine, în studio, l-am invitat pe Dan Havârneanu. Bună, da. Bun venit! Să rămână, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Este un șef, nu știu dacă și la cuțite, asta o să aflăm pe parcurs. Încă nu, e posibil. E prima experiență cu televiziunea, așa că s-ar putea de aici să mă lansez. Da, cine știe, că acolo totul se întâmplă în fața camerelor, da, de luat vederi. Aproape nimic nu e... și în spate. Mai am prieteni care au fost la emisiune și mi-au povestit un pic ce se întâmplă și tocmai de asta nici poate nu sunt chiar așa hotărât să merg încă. Am înțeles. Nu. E mai mult altceva decât un show culinar? Sau, mă rog, pe undeva se pierde? Este și un show culinar, doar că din câte am înțeles eu, nu pot fi foarte sigur, pentru că n-am fost eu acolo, dar din câte am înțeles eu, sunt anumite chestii pe care trebuie să le... să le respecti, ți le impun ei. Nu ai toată libertatea de care ai vrea. Ok, aici la emisiunea asta, în schimb, o să te simți foarte bine și o să ai libertatea să povestești atât cât vrei tu din experiența ta cu străinătatea. Dan Havârneanu a hotărât să se stabilească la Suceava, nu știm de ce și nu știm când pentru câtă vreme, dar povestea lui are niște legături cu Spania, acolo unde o perioadă a lucrat, a trăit. O perioadă destul de lungă. Destul de lungă, deci avem ce povesti. Avem ce povesti, da. Experiența mea cu străinătatea începe în Spania, continuă cu Anglia, Franța, apoi iarăși Spania și apoi înapoi. Ce periplu! Vreo 16 internațional. Ani. 16 ani? Da. Și cum a fost, cum ai luat hotărârea asta să pleci din țară și de acolo tot să ajungi Anglia, Spania, iarăși Anglia, iarăși Spania? Hotărârea nu neapărat am luat-o eu, a fost prin circunstanțe ale vieții. Părinții mei au avut niște afaceri, din păcate au dat faliment, n-am mai putut să ne susținem în România și am plecat cu toții. Toată familia. Cine mai e în familia ta, în afară de părinți? Mama, tata, sora mea, nepotul meu, cumnatul meu. Eu acum am un băiat în Spania de 13 ani, trăiește acolo. Mulțumesc la fel. Mai vine și pe aici, pe la tine. Vine, da. O să povestim și despre cum se simte el aici. La început a fost un pic așa, clar, el este născut acolo. Crescut acolo. Da. Până să mă reîntorc eu în România, probabil a fost de 3 sau 4 ori în România și așa scurt, câte o săptămână. Și e ca și cum ar fi pe altă planetă aici, nu? Da. Îi place foarte mult la noi, îi place să stea cu mine, bineînțeles. Dar știe să vorbească românește? Știe să vorbească românește, doar că este mai ușor în spaniolă. Eu îl înțeleg. Și la vârsta lui, are foarte multe circumstanțe. Da, toată ziua, la școală, în spaniolă sau catalană, depinde că stă la 100 de km de Barcelona, în Catalunia. Spaniolă, catalană, prieteni, spaniolă, catalană, nu prea vorbește cu nimeni românește și cu maică sa vorbește tot spaniolă. Da, uite, asta să știi că e un motiv pentru care copiii au această greutate, această dificultate de a vorbi românește când au posibilitatea, când mai vin pe acasă, pe la locurile copilăriei părinților de obicei, că sunt mulți născuți acolo. Când vorbesc cu el la telefon, de exemplu, românește? Vorbesc spaniolă. Pentru că înțelegem mult mai repede, înțelegem, foarte mult mai simplu pentru el. Când vine aici, vorbim românește cu el 90%, pentru că vrem, nu vrem sub nicio formă să se piardă, adică are originile, totuși chiar dacă este născut acolo, originile lui sunt de aici, părinții lui sunt români și nu vrem sub nicio formă să piardă contactul cu limba și cultura românească. Da, lui el ce părere are despre asta? Ți-am spus, la început a fost așa, când este și normal, după atâția ani de căsnicie, un divorț, s-a trezit și el dezorientat, nu știa, imediat, deci eu am venit în România în vară și în iarnă, scuză-mă, și el în vară a făcut prima vacanță aici, pentru că mie mi-era dor de el, eu lucram deja, nu puteam să plec. Nu puteai să mergi și a venit o lună de zile aici, da, i-a fost un pic așa. Încetul cu încetul s-a obișnuit. Vine des, vine de Crăciun, vine și acum în august, vine o lună de zile. Merge cu noi în vacanțe, peste tot, da. Încerc să fac pentru el cât pot de departe. Ce-i place să mănânce din România?
din România îi place mâncare, una dintre mâncărurile lui preferate pe care eu făceam și când era acolo, brânză cu smântână și mămăliguță. Wow. Da. Știi, și mie mi-a fost chiar zilele astea poftă. Am văzut o fotografie la un restaurant, pe pagina unui restaurant. Nu, mă, chiar nu mai știu. Dar am văzut o fotografie. Nu, greșesc. Pe pagina unui producător local m-am uitat pe Direcția Agricolă, care tot distribuie, și o să întreb și despre proiectul acesta al celor de la Direcția Agricolă, tot distribuie postări ale distribuitorilor locali cu care ei sunt în legătură. Și era un domn din zonă de aici, de undeva, și la un moment dat a apărut într-o fotografie mămăliguță cu brânză cu smântână. Mă, dar cum arăta brânza aia și smântâna aia și cum arăta mămăliguța aia? Parcă simțeam miros, așa, și instantaneu mi s-a făcut o poftă. Tind să cred, eu n-am făcut decât bucătărie în viața mea, n-am lucrat nimic altceva niciodată. Ok. Deci, de când am plecat... Doar asta? Doar asta, da. Doar, deci n-am lucrat... Când eram în facultate, eu am făcut facultate aici în Suceava, inginerie alimentară. N-am reușit să o termin, dar sper să o termin. Da. De ce nu? Facultatea este în continuare facultate, și chiar se dezvoltă foarte frumos. Da, m-am înscris și la gastronomie, dar din cauza pandemiei mi-a fost foarte greu și am început și firma și am avut mult mai mult de lucru decât mi-aș fi imaginat și atunci nu prea am reușit să mă țin, dar promit că o reiau pentru că e ceva ce îmi place foarte mult. Deci cât eram student aici, am lucrat un pic agent de pază și așa, și de când am plecat... Doar bucătărie. Este și o poveste destul de comică. Să auzim? Eram într-o duminică, aveam vreo 3 luni, ai mei plecaseră cu vreo 6 luni înainte, după 6 luni m-am dus și eu și eram într-o cameră, într-o duminică, ploua afară și mă luam mama cu tata, măi băiete, asta este, s-a întâmplat, trebuie să-ți găsești și tu un rost, trebuie să lucrezi, trebuie să câștigi și tu ceva, bani, să faci ceva. Zice, ai două opțiuni. Ori mergi, tata lucra în construcții, ori mergi cu mine în construcții să lucrezi, să cari sarci de nisip și nu o să dai la mână și ce era, ori mergi cu maică-ta la spălat de vase într-un restaurant. Și mă uitam pe geam așa afară, ploua. Și mă și vedea cu sacul de nisip urcând. Plouat, tot până zis la piele. Nu. La spălat de vase. Și de acolo am început și n-am mai lucrat nimic altceva decât în bucătărie. Și atunci erați deja în Spania? Da. Aveam puțin, dar da. Da. A, tu încă mai erai în perioada de acomodare. Eu mi-am dat seama repede. Aici noi am pierdut toate proprietățile, tot ce aveam. Și... Sunteți chiar din Suceava? Nu, din Botoșani. Din Botoșani. Aoleu, am și eu niște rădăcini prin Săveni. Ce mică e lumea de tatăl la bunica. Tatăl meu a avut abatorul din Săveni. Da. Tocmai și de asta eu m-am îndreptat spre inginerie alimentară, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Ai vrut să preiei afacerea familiei? Mă implicam activ în afacerea familiei, da. Și îmi plăcea foarte mult și îmi place foarte mult ceea ce fac. Și am găsit calea de mijloc, cumva, așa zic. Fac și o facultate care îmi place, îl ajut și pe taică mi-o să ducă în continuare proiectul, doar că n-a fost să întâmple. Nu. Așa a fost viața. Și acolo ai zis că ai ales bucătăria, spălat vase. Da. Ăsta a fost primul tău job. Da. De fapt, cam de pe aici se începe, eu, nu? Deci, eu am trecut în bucătărie prin toate partidele, la toate nivelurile, am făcut de toate. Adică eu cred că pentru un bucătar să ajungi în momentul de față, cum sunt eu, nu pot foarte ușor controla o bucătărie, știu exact tot ce se întâmplă. De ce? Pentru că am trecut și știu exact ce se întâmplă. Mai mic om, să zici că cel mai important, dar nu există. Nu există, totul nu există. Are importanță așa în viața este, asta. Așa este. Și acel om care spală vaze... Îi știi, îl vezi, îi știi problemele, vezi că îi se adună mai multă muncă, știi să pui pe altcineva, de exemplu, nu, cine spală vase, curăță și legume, spală tot prin bucătărie. Mai ales, cred că prin România un... om din bucătărie face mai multe lucruri, adică nu există omul care spală vase, omul care taie cartofi, care curăță cartofi, omul care, nu? Lipsa de personal, cred că a dus la o comasare a sarcinilor. Este vorba de volumul de activitate pe care îl ai. Pentru că, de exemplu, eu am lucrat la un moment dat în Barcelona, într-un restaurant, eram 12 oameni pe shift.
Adică omul ce spăla vase nu mai făcea nimic altceva, pentru că aveam câte 400-500 de... Era un restaurant mare, da, cu un flux continuu și mare. Și atunci tunel de vase numai acolo stătea, numai acolo. Da, clar. Numai pe, erau foarte împărțite. Normal că în momentul în care prins un moment mai liber și așa, și șeful bucătar, el face chestiile astea, spune... Hai, ai terminat cu asta, merge acolo, curăță cartofi. Deci gestionezi cumva toată activitatea din 100%, bucătărie, da? 100%. Eu nu știu, te întreb, că nu, chiar 100%, nu știu cum... 100%, începând de la creere de meniu... Ce-am mai văzut la... eu prin filme, știi, dar altceva, filmul e altceva decât în realitate. Să știi că a fi bucătar nu e așa cum... Să vede din afară, nu? Că te duci, faci, gătești două chestii da, și pui... Da, ștergi farfuria, asta nu-i prea fiert. Poți să ajungi acolo, dar depinde de restaurant și... Da, de exemplu, șeful meu bucătar, Leo, din Barcelona, era alb impecabil, cu mănuși albe, așa, și stătea doar pe service. Și verifica să fie produsul scos la standardele pe care le cerea restaurantul. Adică nu făcea, nu gătea, nu tăia, nu... Așa, era mai mult contabil decât bucătar. Dar acolo se ajunge. Când ajungi să controlezi un nivel foarte mare, de un volum foarte mare de vânzări, de materie primă care ți intră, trebuie să ai grijă de etichete, de să nu le amesteci, să ții o gestiune. E destul de greu. Dar ție ți-ar plăcea să ajungi ca acest Leo să nu mai gătești? Eu am fost ca el deja, dar da, nu. Adică, nu știu, fiind pasiunea asta așa, să gătești, ai putea să la fii doar omul care, cum ai spus tu, dă indicații. La un moment dat am făcut și chestia asta, am preluat un lanț destul de mare de restaurante și da, făceam doar chestia asta, adică găteam doar în momentele când cream meniuri noi și făceam probe și mergeam și găteam. În rest, efectiv, nu aveai timp, pentru că erai atât de solicitat pe alte chestii. Te sunau supplier, te suna de la contabilitate, te suna că n-a venit ăla, te suna că nu mai este nu știu ce, îți făcea capul calendar și nu aveai timp, efectiv, să gătești. Și erai angajat pentru asta, să gestionezi bucătăria, să scoți un randament mare și să meargă restaurantul. Asta era în Spania sau în Anglia? În Spania, în Spania. În Anglia am început, deci eu am făcut cumva un shortcut, așa ca să zic, după vreo 5 ani în Spania, lucrând în multe restaurante, pentru că neavând timp să fac o școală și neavând posibilitatea financiară, pentru că și fiii mei s-a născut foarte repede după 2 ani ce am fost eu acolo. Trebuia să lucrez, să susțin familia, clar. Ei, atunci lucram o perioadă cât era nevoie, 6 luni, 8 luni, un an, 2 ani într-un restaurant, până învățam absolut tot ce să faci acolo. Adică știam absolut tot. Și atunci puteam să mă desprind, să merg în altă parte. Să înveți altceva. Învățam câștigând bani, practic, ca să mă pot susține. Da, da, da. Deci a fost începutul în Spania, începutul în Spania, șefului Dan. Da, da. Și cum ai ajuns până la urmă șef? Că nu cred că s-a întâmplat peste noapte. A fost o chestie, iarăși, e un pic comic, așa. Eu când am început să spăl vase, câștigam 800 de euro pe lună. Și munceam, ne însăreau capacele. Și într-o zi se dădeau fluturașele de salariu și așa am văzut fluturașul de salariu al șefei de bucătărie. Și avea 2800 de euro. Și am zis că eu acolo vreau să ajung, eu acolo trebuie să ajung, că no, îmi și plăcea. Da, vedeam da. Că este pentru mine. Adică, când ți-ai dat seama că e pentru tine gătitul? Din prima. Mai avusesei vreun contact, așa, mai stăteai cu mama, poate. Bine, ai zis că erai cu tata pe la abator. Da, dar da. Acolo alte chestii se preparau. Da, nu, exact. Nu. Și nu, până n-am început să lucrez și am văzut, am avut și norocul că am intrat prima oară într-o bucătărie cu un flux fain, să făceau chestii foarte faine acolo. Și, ce specific avea? Era spaniol sau internațional? Spaniol, 100%, da. Montaditos, pinchos, nu știu dacă știi tu. Este ceva... N-am fost în Spania niciodată și nici n-am prea mâncat mâncare spaniolă, sincer. Este ceva din Țara Vascilor, da, tipic de acolo, foarte mult în San Sebastian, în Bilbao. Și sunt baruri, este o vitrină mare deasupra și pe vitrină se pun pe felii de pâine diferite chestii. Așa.
Omul vine, are o își ia o farfuriuță de acolo, își alege singur ce vrea să mănânce, are o varietate imensă. Deci sunt, bine, depinde de restaurant, dar noi făceam, de exemplu, între 1500 și 2000 pe zi. Mm. Adică se mișca foarte tare, și reci, și calde, și mai cu pâine, mai fără pâine, și deserturi. Și era o bucătărie miniatură ca să dea omului posibilitatea să mănânce cu ochii, practic. Pentru că tu intrai, te uitai și îți plăcea ăsta, ăsta, ăsta. Așa, alegeai după și te, cum te arăta duceai, exact, mâncarea. Și fiecare. Și da. După aia abia vedeai ce gustare și îți place, nu-ți place. Da. Uite, mie asta mi-a plăcut la un restaurant chinezesc în München. N-am fost în China. Dar mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Exact. Era mâncarea pusă așa și ți alegeai. Și eu, nemâncând până atunci nimic, am avut un mare avantaj, că am putut să aleg după, uite, aia îmi place așa cum, dar nu mai întrebam, mai aia. Și așa am descoperit și după aia mă duceam și luam doar ce îmi plăcuse. Oricum, să știi că noi bucătarii știm asta, că deci, prima oară se mănâncă cu ochii. Da. Adică chiar și dacă tu comanzi într-un meniu un anumit preparat și ți-l aduce, prima oară este impactul vizual. Da, și ce mai mișto, știi ce mi-a mai plăcut o chestie? Asta în Grecia. Acolo am mâncat mâncare grecească. Taverna unde ne-am stabilit noi, tot sejurul, avea și fotografia mâncării respective. Deci scria ce mâncare e și în grecească, și în românească, și în bulgărească, și în rusească. Ăștia erau majoritatea turiștilor din zona și era alături și o fotografie. Și ce să vezi, ce primeai tu pe masă, era fix ce era în fotografie. Eu nu pot să zic că chiar fan, mi se pare așa un pic parcă ceva mai nemodern, mai vechiuț, așa, restaurantele astea cu poze, cu... Eu, și eu am fost în Grecia câțiva ani la rând, am văzut... Și ai văzut și tu chestia asta, da? Da, exact așa, și în Spania sunt multe restaurante care practică așa ceva și eu pot să și înțeleg, mai ales locurile turistice. Exact, pentru unde turiștii te întâlnești care... cu preparate care sunt tipice zonei respective. Trebuie să ai măcar o idee, dacă nu știi absolut nimic despre bucătărie și ești doar un gurmand sau nici măcar te-ai dus să mănânci. Și totuși vrei să încerci ceva și vrei să vezi, măi, dacă ai, oare cum ar fi chestia asta, mi-ar plăcea sau dau bani degeaba, știi? Eu în locul ăla de care ți-am zis că am fost șef executiv, am implementat pe tablete, deci nu aveam meniuri fizice, aveam tabletele. Da, și era poza preparatului cu toate ingredientele, cu timpii de cocțiune, cu Ca să știe oamenii din bucătărie, da. Nu oamenii din bucătărie, clientului. În loc de meniu, îi se dădea o tabletă. Deci tu te uitai pe tabletă și vedea și cât și vedeai totul, cum absolut cum tot procedeul tehnic, tot. Interesant. Da. Am vrut să fac altceva ca să apropii lumea mai mult de Să înțeleagă se întâmplă în spate, da, să vadă, băi, uite, costă atâta pentru că are o muncă în spate, chiar dacă e un piept de pui, uite, luăm, îl facem, îl suvidăm, îl gătim 6 ore, îl facem sosul așa, deam cât mai multe detalii ca omul să-l atrag, să vadă efectiv munca din spate și să-și dorească să comande așa ceva. Și a funcționat chestia asta, da, a prins? Da. Și în ziua de azi funcționează la ei. Nu e ceva... wow, ca să zici, am implementat un sistem. Dar și... e altceva. E altceva, da. Am vrut să facem altceva. Și mai ales că, neavând un meniu fizic, scris, îți dă și posibilitatea să te joci mult mai mult în bucătărie. Să faci specialuri, să le pui acolo, oamenii să le vadă. Este o metodă și vânzarea directă de către kelner, când spune, uitați, astăzi avem pe lângă meniu speciale, dar când tu îi arăți omului și vede, îi vine mult mai tare să o comande decât dacă îi spune kelnerul despre ce e vorba. Da, pentru că și vede ce și mai ales că și va urma să mănânce. Kelnerii au un pic așa faima asta că îți vând ce vor, știi? Te duci la un restaurant și dacă prinzi un kelner bun, îți vinde la ce vrea. Asta vreau să spun. Dacă ai norocul să prinzi un kelner bun care să știe cum să vorbească cu tine și cum să te explice, să te facă să te simți bine și să mai revii, pentru că de multe ori nu doar mâncarea, să fim acum, să spunem pe aia dreaptă, nu doar mâncarea te recheamă într-un loc, ci și felul în care petreci timp acolo, cum vorbește cu tine kelnerul. Din experiența și așa mea, mai departe. Din experiența mea, un restaurant, da, dacă îl considerăm 100%, da, 50% este mâncarea.
30% este servirea și 20% este atmosfera. Pentru că niciodată nu vei merge într-un restaurant, hai că e mâncarea super nașpa, dar îmi place foarte mult acolo sau îmi place cum sunt servit. Nu, clar, nu o să merg. Dar dintre un restaurant, care, două restaurante care ambele au mâncare bună, clar te duci acolo unde ești făcut, unde ești, te simți bine mai bine, bineînțeles, da, bineînțeles. Da. Știi că totuși în România, eu sunt dezamăgit de calitatea personalului din bucătărie. Pentru că nu înțeleg de ce. Sunt foarte mulți oameni care lucrează afară pe mult mai puțin bani care i-ar putea lua aici. Dar, ca și chelneri, chiar sunt, adică am văzut multe situații unde chiar știu ce fac și până la urmă, păi, dacă tu servești bine și recomanzi și dai un zâmbet și ai grijă să-i mai pui un pahar de vin sau să-l întrebi dacă mai vrea o apă sau dacă i-a plăcut. Omul ăla nu-ți va fi recunoscător oare 100%, la sfârșit 100%. Și nu te vei mai putea plânge că, nu știu, câștigi puțin și nu se merită efortul să zâmbești? Să știi că se lasă mult mai mult tips în România decât în Spania, de exemplu. În Spania nivelul de tips, în Anglia e mai mare și mai ales dacă... Cât e în Spania? În Spania nu se lasă nici 5%. Nici 5%? Nu. Și foarte rar. Adică, pentru spanioli, ei, faptul că vin la restaurant... Da, ei am înțeles că ei mănâncă foarte des la restaurant. Foarte des. Adică, noi zicem că mergem, nu știu, unii o dată pe lună, unii o dată pe an, nu știu. Se mănâncă destul de puțin la noi. În Spania este o cultură a mâncării, o cultură a ieșitului în oraș. Asta, a socializa. Începând de dimineață, că mergi să mănânci un croissant sau să bei o cafeluță sau un suc de portocale sau un bocadillo, nu? Că ei sunt foarte între o pâine tăiată și pus roșii, ulei de măsline, un pic de hamon sau orice, nu? Sunt multe variații. Dar de acolo, de dimineață, când merge lumea, începe să mănânce, vezi forfoteală, vezi terasele pline, îți dă și starea asta de ce faine, nu? Când te duci într-o, de exemplu, de obicei, în unde este primăria, este ca o, nu știu, o piață. Mare, așa. Și vorbește Barcelona, da, acum, da, nu? Da. Sau în general. În general, în Spania e așa. În zona centrală, în zona primăriei, da, sunt tot felul de piețe, da, cu tot felul de terase. Exact. Și când mergi și le vezi toate pline și zumzeie de lume și așa, îți dă și o stare de spirit faină. Că vezi, cumva veselie. Oricum, viață. Spaniolii sunt un popor vesel și știu să trăiască. Și îmi pare rău că, uite, acum venind, sunt de 2 ani jumătate deja în România, am observat că cultura spaniolă, mâncarea spaniolă, lipsește. Nu că lipsește, nu este atât de bine implementată în fața celei italiene. Eu respect și bucătăria italiană, respect foarte mult produsele italiene, dar cred că spaniolii sunt cel puțin la același nivel, dacă nu mai sus. Ar trebui să fie mult mai multe chestii spaniole și eu de asta am și făcut Ibericul. Pentru că vreau să implementez, să ajut lumea să guste, să vadă produs de acolo, 100%, rețete de acolo, autentice, să mai încerce și altceva, să-și mai lărgească cultura gastronomică. Da, totuși am văzut cel puțin pe partea de fructe de mare, am văzut că e așa, mai îndrăzneață lumea să mănânce la restaurant. Mai puțin se gătește acasă, cred, din zona asta de fructe de mare. Eu cred că și înțeleg chestia asta, pentru că mulți nu știu să gătească acasă. Adică, eu știu că mai am un prieten care îmi spun, vreau și eu niște calamari să-i fac eu. Și ok, și cum îi faci? Apoi, nu știu, mă gândeam să-i prăjesc. Fructele de mare și peștele sunt mai greu decât gătit, decât carnea, pentru că trebuie punctul exact să iasă exact cum trebuie. Nu au nevoie de foarte multe ingrediente, de foarte multe sosuri, pentru că îți dorești, dacă este un produs de calitate, clar, să păstrezi cât mai mult gustul autentic, marea, să simți cultura de acolo când mănânci așa ceva. Mai ții minte care a fost primul fel de mâncare făcut de tine? Cariera cred, ta de bucătar? Nu cred. Cum să spun, bucătar, șef, nu știu, că nu vreau să greșesc. Eu astăzi în redacție, când am zis, m-a întrebat un coleg ce invitat avem, un șef.
S-a tot așa la mine. Bucătar pe românește. Eu am observat că și în România se practică chestia asta, nu? Că mai cunoști persoane care gătesc și sunt mai cunoscute, mai mediatice și au epoleții pe jachetă, tot felul de șef, executiv, șef, așa. Nu e chiar, adică, tu când ai o titulatură de șef executiv, asta înseamnă că tu controlezi cel puțin 2 sau 3 restaurante. Șef executiv se ocupă, nu se ocupă de gătit, nu face ciorbă de burtă. Nu, el face rețeta la ciorbă de burtă, o implementează și bucătarul gătește. Eu am trecut prin toate stările în bucătărie, prin toate nivelurile, știu. Da, nu știu, bă, acum nu mai sunt nici bucătar, nici șef, pentru că mă ocup de altceva, am făcut altceva. Dar eu cred că, până la urmă, esența e, da, bucătar. Nu bucătar șef, nu șef executiv, nu executiv, nu știu ce, tot felul de titulaturi din astea pompoase, care de multe ori nu sunt bine înfipte în realitate, că mai te trezești cu surprize. Da, și chiar nu-ți aduce aminte ce ai gătit prima dată? Nu, sincer nu. Dar era ceva din bucătăria spaniolă? Din bucătăria spaniolă, clar, da, dar nu mai știu. Nu. Bun, atunci ceva, nu știu, îți aduce aminte de un fel de mâncare pe care l-ai gătit și ai fost și tu absolut impresionat de ce ai reușit să faci, nu știu. Felul ăsta de mâncare, tipul ăsta de mâncare bască, să zic așa, pinchos, montaditos, tapas, chestii rapide, porții mici care se împart, adună lumea la masă și în loc să-și ia fiecare câte un diș, să iau în mijloc 8 dișuri și mai au și 2-3 pinciuri și mănâncă și împart farfuriile și discută. Pentru mine asta a fost pornirea în bucătărie și ăsta este momentul culminant când mi-am dat seama că, bă, e total pentru mine, nu? Când vedeai că era culoare, varietate, lumea lua de toate, îți spunea, da, mi-a plăcut foarte mult și de asta am și ales să continui pe drumul ăsta. Și după o perioadă foarte lungă, restaurantul în care am început bucătăria, am ajuns să-l cumpăr. Așa a fost o satisfacție enormă pentru mine. Da. Înainte să vin în România, am avut vreo câțiva ani. Și după aia ce s-a întâmplat? După aia am renunțat la el, pentru că au fost niște chestii personale. Am venit în România. Eu nu venisem în România să mă... N-aveam niciun gând să rămân aici. N-aveai niciun gând să rămâi aici? Zis că vii așa să te... Mie mi-a fost spartă mașina și mi-a luat borsetuța cu acte. Și nu am mai avut niciun fel de acte. Lucrurile se stricaseră în fosta mea familie, da. Vreau să divorțez. Deci ai avut nevoie de un refresh. Total. Și mi l-a dat viața. Adică eu sunt mai fericit ca niciodată. Deci sunt mai fericit ca niciodată și mă simt... bucur să aud când spune cineva așa ceva. Da. Și pentru mine, viața pe care o am astăzi în România... În Suceava. Acasă la Suceava, e și numele pe ecran la emisiunea aceasta. În primul rând a fost Alexandra, pentru că am cunoscut-o pe ea. Prietena ta. Da. O salutăm cu mult drag. Te pupăm, Alexandra. Fără discuții, dacă nu mă întâlneam cu ea, n-aș fi rămas în România. Gândul meu era să-mi fac actele, pentru că am un verișor aici în Suceava, eu nu mai aveam proprietăți în România, și bă, ia-mă în spațiu, să-mi fac actele, să pot să o iau de la zero. Nu, vreau să plec în Anglia înapoi. Da. Da, pentru că vreau să mă rup o perioadă de Spania, de ce s-a întâmplat. Foarte multă încărcătură emoțională și foarte multe chestii. Eram terminat psihic, practic. Am venit în România cu un rucsac în spate. Atât? Da. După atâți ani. După câți ani, mai exact? De muncă non-stop, practic. 15-16 ani. 15-16 ani? Da. Între tot, da. 15-16 ani de când... Și poate cu atât mai trist cu cât, nu știu, erai la momentul acela în care, cum ai început să povestești, ai reușit să... cumperi restaurantul în care ai lucrat? A fost o realizare imensă pentru mine. Imensă. Și după aia, pac, s-a năruit. S-a năruit. În fine, nu contează de ce. Da. De ale vieții, valori. De ale vieții, nu? Exact. Știi cum? Eu stau acum și fac analogie la ce mi s-a întâmplat în viață. Nu faptul că
ai mei au pierdut tot când așa. Dar au știut și ei cum să o ia de la capăt, să te reinventeze și poate ți-au schimbat și ție destinul. Eu aș fi fost un băiat de bani gata, probabil, care bușea mașinile lui tata și se dădea în stambă și n-aș fi văzut nici jumate din lumea care am văzut-o în momentul de față, n-aș fi avut ocazia să învăț o meserie atât de frumoasă, n-aș fi avut ocazia să cresc în meseria asta, sub nicio formă. În România n-aș fi făcut-o niciodată. De ce e mai greu în România? Și în domeniul ăsta? Eu am avut norocul să încep bucătăria acolo. Pentru că este o cultură a mâncării, a ieșitului în oraș. Patronii de restaurante sunt altfel decât aici. Eu în România, da, am lucrat într-un singur restaurant, nu cred că o să mai lucrez niciunul. Dar de ce nu ți-ai face propriul restaurant? Nu cred că mai vreau. Nu cred. Nu. Sunt foarte mulțumit cu... Cu firma ta, cu firma de mea, da, da. Distribuție și de mâncare. Cu ajutorul ei intru în toate restaurantele. Am înțeles. Chiar adică, și vezi cam ce ai putea să vezi. Facem împreună. Lucrez cu foarte mulți oameni, chiar și aici din Suceava, nu? Și mergem împreună. Hai să facem un meniu, hai să văd ce produse mi-ai adus, ce mai ai, cum să le și facem. Și care e nivelul așa? Văzând-o acum din afară, că nu mai ești implicat, nu mai lucrezi în niciun restaurant. Nivelul de bucătărie sau nivelul clienților? Și, și. Începe, deci clienții, ca să încep cu ei, încep să vadă și alte lucruri, încep să guste și alte chestii, încep să le placă și alte chestii. Nu cer toți ceafă de porc cu cartofi prăjiți. 60% încă da, încă da. Ok. Dar gastronomia evoluează. România este undeva cu 15 ani în urmă. N-am spus de ciorbă de burtă, că eu sunt fan ciorbă de burtă. Dar nu este nicio problemă și eu sunt fan foarte multe mâncăruri românești, foarte multe. Adică pe mine dacă mai pune să aleg între mâncăruri spaniole și mâncăruri românești, ar fi acolo. Nu e vorba de asta. E vorba, ok, mergi într-un restaurant, ai o paletă largă de chestii pe care le poți proba. Nu poți să spui, nu-mi place. Probează o dată și după aia spune că după nu-ți aia place. Spui. Uite o chestie care cred că mai facem și câte o paranteză așa. Bineînțeles. Care poate ajuta foarte mult și clienții și restaurantele. Sistemul acesta de eco branch, unde te duci și mănânci tot așa. Da. Porții mici. Porții mici. Și poți așa să alegi și să-ți faci, da, ție. Pa, cum ziceai tu, că erau spaniolii la masă și luau și puneau fiecare în farfurie câte un pic din toate. Și plus de asta, cum avem noi o prietenă comună în Câmpul Lung și o să mai fac acum pe 21 mai un astfel de cobranci, ne întâlnim, uite ce frumos, vine și Alexandra cu siguranță și o să fie foarte, foarte fain. Și vor să promoveze produse de ale locului. Mi se pare extraordinar, extraordinar. Și au nevoie și produsele de aici. Adică eu chiar dacă am o firmă de import și import, dar eu import chestii care nu le găsesc în România. Vreau să ampliez gama de produse pe care românii o gustă. Vreau să, da, deci eu pentru asta am făcut firma asta. Vreau să-mi aduc aportul, să ridic nivelul gastronomiei din țară, 100%. Aduci produsele, dar le și arăți ce se face cu produsele ori, alea, da, nu? De foarte multe ori, da, de foarte multe ori. Adică ești și consultant din punctul ăsta de vedere. Mergi și chiar gătești, chiar adică gătesc, nu da, 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 le spui, da. Uite, asta s-ar putea face așa, 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 noi, sau așa. Noi așa am început și poate și de asta ne facem mari, pentru că e așa de simplu. Adică când eu stau de vorbă cu un patron de restaurant sau cu un șef bucătar, îi înțeleg nevoile, pentru că făcând doar bucătărie în viața mea, înțeleg nevoile repede. Văd ce utilități are în bucătărie, văd ce personal are în bucătărie, văd cum toacă personalul din bucătărie, văd ce camere frig are, știu, îl întreb fluxul de oameni și fac repede totalul și știu să îi ofer niște produse care efectiv să-l ajute și să-i facă viața mai ușoară, să meargă mai bine. Despre asta e vorba. Că, până la urmă și ție ți-e mai bine dacă și lor le e mai bine și poate este și o satisfacție că mai schimb unele gusturi. Foarte mare. Foarte mare. Noi avem deja mai multe restaurante din Suceava. Nu,
eu zic, Suceava, că suntem aici. Nu? Uh-huh. Am început să ne extindem. Suntem și pe Cluj, și pe Iași, în momentul ăsta, pe Piatra Neamț. E bine. Avem foarte multe restaurante în Suceava care efectiv am contribuit cu produs, cu know-how, cu meniu, cu ajutor, cu absolut orice. Și da, mă bucură foarte mult chestia asta. Și faptul că lumea știe că tu ești șef, îți conferă mai mult, nu știu... Da! Încredere, nu știu cum să zic. Știi cum, odată ce ai intrat în bucătărie, ți-ai pus... Nu ești un simplu distribuitor. Nu ești un simplu, niciodată. Tocmai asta, când tu înțelegi nevoia omului, după o discuție cu clientul, vezi exact ce se întâmplă, înțelegi nevoia, știi să-l ajuți. Știi să-l ajuți pentru că foarte ușor te poți transpune, te pui în locul lui. Și îți faci imediat Tetris un cap și bă, uite, cu asta te pot ajuta. Bun, deci clienții au început să își schimbe gusturile, să încerce și altceva. Probabil că de mare ajutor e și chestia că circulăm foarte mult și... De obicei unde mergem? În Spania, în Italia, în Grecia, mâncăm mâncarea lor și nu se poate să nu ne placă ceva. Corect. Și când venim acasă, dacă vedem, uite, am mâncat paelia cu fructe de mare, apropo, cea mai bună, tu ai făcut-o, așa, și vreau, uite, este la restaurantul ăsta, hai să mănânc, nu? Clar este faptul că oamenii circulă foarte mult, ajută să-și îmbogățească cultura gastronomică, să ceară și altceva. Iarăși o chestie ce am observat-o în ultimul an, mulți oameni cu care stau de vorbă, nu, că mie nu-mi plac fructele de mare. De ce nu-ți plac? Că n-am mâncat niciodată. Nu. A, păi că uite, că am fost acolo, ok. Te duci și mănânci și îl înțelegi de ce nu-i plac. Pentru că sunt chestii care sunt nenorocite tare. Adică, băi, chiar și pe mine, cunoscând procesele de gătire, și asta mă surprind, cum poate să le fac așa? Și atunci înțeleg omul că dacă a mers într-un loc și a mâncat o caracață și o tras de ea cu... Și a rupt dinții. Și a rupt dinții și așa. Normal că zice că nu-i place. Da. Dar când îi aduce altceva, îi dai altceva, zice, ok, probează-l. A plus că avem foarte mulți români plecați în străinătate, care în momentul în care se întorc și văd, bă, avem restaurant la care pot să mănânc ce mănânc eu de obicei în Italia. Acolo mergem. Sau în Spania, da? Sau pe unde? Prin Grecia. Se cunoaște. Și povestesc și de la unul la altul. Este augustul, deci chiar și anul trecut. Noi avem un an de când suntem pe piață. În martie am făcut un an. Și a fost primul mai greuț, cu pandemia, cu azi, nu s-au făcut evenimente, nu venea lumea, restaurante închise. În august a fost un boom. De ce? Pentru că au venit foarte mulți de afară, oameni care, trăind atâta timp acolo, nu neapărat... Eu nu prea îmi place chestia asta, avem fanfaroni ăștia de afară. Nu, nu e vorba de fanfaroneală. E vorba că tu, dacă ai stat mult timp acolo, ți-ai creat un stil de a trăi, te-ai obișnuit să ieși, chestii. Să mănânci, exact. Și evident că mănânci și mămăliguță cu smântână și cu brânză, că ți era dor și cum e acasă, nu e nicăieri. Dar la un moment dat... Vrei și altceva. Vrei să mănânci ce mâncai acolo, ce te-ai obișnuit. Practic, dacă stăm și ne gândim, noi mâncăm de 3 ori pe zi minim, nu? Da, în afară de... Că mai sunt și gustările așa, mai mult sau mai puțin permise dintre mese. Da. Dar în 3 mese pe zi, dacă... calculăm la o lună, nu? Sunt 100 de feluri de mâncare. Adică ai de unde să împaci și tradiționalul. Sigur. Pentru că nu poți nici să mănânci tochitură toată ziua, nu poți nici să mănânci ficăței toată ziua, nici ciorbă de burtă, nu? Când îți 35 de grade afară, în mijlocul august, parcă nu ți-e într-o ciorbă de burtă. Și nici carne toată ziua. Și nici carne toată ziua, exact. Până la urmă, despre asta este. Adică în alimentația unui om, cât mai variat. Plus acum că toate s-au scumpit, hai să mâncăm și noi mai puțin, dar mai bun. Din păcate, banii încă primează. Adică dacă tu mergi la un restaurant și este un burger de 20 de lei și la cel de lângă un burger la 22 de lei, din păcate, chiar dacă îți place mai mult ăsta la 22 de lei, tot acolo la 20 merg. Eu asta nu prea înțeleg. Pentru că e mai ieftin. Pentru că e mai ieftin, da. Adică și pe urmă, nu, te uiți în jur și vezi numai rachete de mașini, numai construcții, numai așa și stai și te întrebi, de ce nu dă lumea bani pe mâncare? Pe ceva bun. De ce nu dă lumea? Adică ce suntem practic? Ce respirăm? Ce mâncăm? Și ce bem?
Din asta suntem formați. Dacă tu mergi și mănânci parizer la 3 lei, care nu știi ce are în el, și vrei după aia să te simți bine și te duci la... vezi 80 de reclame la fiecare... Asta a fost iarăși o chestie care m-a bulversat total. Început să mă uit la televizor și în pauze, reclame la medicamente, reclame la medicamente, reclame la medicamente. E normal, adică tu te duci... să te mai duci la medicul de familie... Când tu poți să-ți cumperi singur medicamente după reclama de la televiziune. Eu asta nu înțeleg. Adică nu dai 5 lei în plus pe un produs care știi că e de calitate, știi sigur că e mai bun, știi sigur că îți aportă mai multe vitamine, mai mulți nutrienți, te fac mai fericit, practic. Nu, economisește ăștia 5 lei și mănânci și un salam de ultimă. Exact, și te duci calitate. Și dai după aia pe suplimente alimentare și pe astea. Cum ca să poate... iei din suplimente alimentare vitaminele și mineralele, exact, pe care nu poate? Le-ai luat dintr-o masă. Eu asta nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Da. Nu, și să știi că deci, am trăit în 3 țări, 4 cu tot cu România. Deci, România, Spania, Anglia și Franța. Și Franța? Da. Franța, bine, n-am trăit foarte mult, am stat un an de zile. Tot în bucătărie? Da, am făcut un staj la un restaurant de ăsta Michelin. Un staj neplătit. Și ții pentru tine povestea adică asta? Hai că mai sunt 10 minute, mai zi. Am lucrat, m-am dus să învăț. Eu, cum făceam? Făceam vara pe coastă în Spania. Ăsta în ultimii ani era lege deci, pentru și mine. Și clar, acolo ți-a plăcut cel mai mult. Mi-a plăcut, așa simt. Da. Mi-a plăcut cel mai mult, era și cel mai greu, pentru că lucram câte 5, 6, 7 luni fără nicio zi liberă, adică foarte mult. Așa era deal-ul. Mergi, faci 3 luni, 4 luni, 5 luni, lucrezi, îți luai mult mai mulți bani decât ți-ai fi luat în mod normal, trăgeai de tine, după aia stăteam o lună în vacanță, mă odihneam și plecam în Anglia. Și făceam vara în Spania, iarna în Anglia. Așa am mers 7 ani de zile. Și în Paris am fost să fac un staj pentru că am prins oportunitatea și am vrut să mă duc, plecând din Anglia, am zis, bă, nu mai mă duc să lucrez acum, vreau să mă duc să evoluționez, să învăț mai multe, să văd despre ce-i vorba, să... Cu toate m-au ținut o lună de zile într-un beci, am curățat sâmbul de migdale, dar da. A fost o experiență și asta. Toate sunt experiențe. Bun, și apoi ai zis că a fost momentul acela mai dificil din viața ta, ai ajuns acasă și ai rămas aici, te-ai reinventat, ai lucrat la un moment dat la un restaurant, ai renunțat la idee și acum te ocupi de distribuție de produse, încercând să schimbi niște mentalități și din partea, și în partea clienților încercând și în partea restaurantelor. Și asta vreau să te întreb. Crezi că ai și reușit? Un an și ceva ai, nu? De când ai jobul ăsta. Drumul este greu. În continuare este dificil. Este greu. Din 100% a clienților, eu poate mă adresez la 30-35%. De ce? Pentru că am venit cu altceva, e altă gândire, e alt produs, sunt alte prețuri, sunt multe chestii care influențează aici. Și când îi spune omul, te uiți în meniul lui și vezi că el are mici, ceafă, cărnăciori și piept de pui, n-ai, acolo n-ai ce să faci. Trebuie să fie și din astea. Bineînțeles că trebuie. Încă o dată. Da. Deci, încă o dată. Dar nu te duci într-un restaurant unde nu găsești așa ceva și spui, a, dar mici n-aveți. E românește asta, din păcate. Deci eu când am auzit o asemenea poveste, nu știu dacă era vorba despre mine sau despre ceafă de porc, într-un restaurant, altfel de restaurant, și tu știi, ți s-a trimis meniul, da, pe mail, ți s-a, tu ai ales restaurantul ăla și cazarea respectivă și la un moment dat vii, da, haideți da niște mici totuși. Din păcate se întâmplă destul de des și asta este poate pentru... Vorbim de mentalități. Da, pentru mine a fost o surpriză imensă să văd restaurante fără identitate. Te duci, îți dă un ceaslov, da. 7 pagini de meniu, tot ce vrei. Salate de vinete, icre, ciorbe, grătare, pizza, paste, absolut orice găsești. Deci dacă îi luăm și ne uităm la restaurante, nu toate, dar 80% sunt așa. Eu am întrebat chestia asta, dar de ce?
Păi nu, că nu, dacă vine clientul, că așa... Să aibă ce să aleagă, să nu plece... Că unul vrea mici, unul vrea... Toată lumea încerce să abarce ceva cât mai mult. Să prindă o felie cât mai mare din tortul ăsta. Vine, bă, nu, să vină la mine, că tu dacă vrei pizza și eu vreau mici, le găsești pe amândouă la mine. Și așa mă asigur că vine mai multă lume. Și doar că nu pleci fără să consumi ceva. Doar în România este chestia asta. Restaurantele au identitate. Tu nu poți... Adică ai trei oameni în bucătărie și un meniu de 7 pagini și tu îmi spui mie că totul e fresh, că e făcut, că așa... Nu există. Nici clientul nu ar trebui să creadă chestia asta. Nu, când îți faci o idee, vezi un restaurant micuț, să zic, dar te uiți, e un chelner, nu e nici barman, n-are măcar. Și te dă meniu, 6-7 pagini, ai încredere să mănânci acolo? Nu, în niciun caz. Am încredere de... Din totdeauna restaurantele cu personalitate, cu identitate, cum ai zis, cu personal foarte bine pregătit și foarte drăguț, cu patroni care au înțeles că e important să țină mult la calitate și dacă ei și-au propus să meargă pe un nivel acolo să și-l țină așa mult este. Și bine. Așa este. Sunt, să știi că... Sunt câteva, multe, dar sunt. Și sunt. Lumea începe să fie... Patronii mă refer și șefii bucătari. Factorul decizional e acolo, patronul sau șeful bucătar. Depinde care cum. În general, în România e patronul. Da. El centrează, el dă cu capul, el decide, el face prețul, el hotărăște. Deci, tu știi mai bine de acolo. Nu mi se pare corect, iarăși, pentru că dacă tu mă angajezi pe mine șef bucătar, de ce m-ai adus? Responsabilitatea este a mea. Îmi dai, ok, hai să trasăm niște linii, să mergem pe niște drumuri și să vedem randamentul meu. Acolo și după o lună avem o discuție și putem schimba anumite chestii. Nu vii tu și îmi faci meniu, nu vii tu și îmi spui, am venit eu să mănânc, lasă comenzile astea, fă mie. Nu există. Da, asta încă o chestie tipică românească. Unde am lucrat eu nu s-a întâmplat așa ceva, deci chiar nu. M-am înțeles chiar foarte bine și mi s-a dat șansa să iau eu deciziile. Adică 100%. De ce să mâncăm la restaurant mai des? De ce să nu mâncăm doar acasă? În mod normal, la un restaurant ar trebui să mănânci ce nu ești capabil să-ți faci acasă. De acord. Pentru că, ok, ai zona de meniu zilei, de când vrei ceva repede, să mănânci o ciorbă, o chestie, ceva ca să duci în continuare ziua. Dar să mergi la un restaurant și să mănânci un piept de pui la grătar și stop, vânzări. Deci cel mai mult să mănâncă în România pui, piept de pui și ceafă de porc. Astea sunt cele două produse care se consumă cel mai mult. Eu nu pot să înțeleg nici asta. Nu știu, poate am trăind atâția ani acolo, o gândesc altfel. Eu dacă îmi fac ceva acasă, îmi fac și eu un piept de pui acasă. Nu, dacă mă duc la un restaurant, mă duc și mănânc ceva ce nu sunt capabil să-mi gătesc acasă. Ceva wow, ceva altceva, nu? Și sunt restaurante care fac chestia asta și o fac cu brio, deci chiar în Suceava am imensa plăcere să văd cum evoluează bucătăria, să fac lucruri, să fac și sunt, nu știu, nu pot să dau nume, dar sunt restaurante care se știu, că și-au făcut reclamă prin Constanță. Ce oferă an de an, nu neapărat că și-au făcut reclamă altfel, așa cred că e cea mai bună reclamă. Noi am făcut evenimentul ăla. Ați făcut un eveniment în care v-ați prezentat produsele în bucătăria unui restaurant din Suceava, exact, arătând ce se poate face din produsele voastre, cum am vorbit un pic mai devreme. Da, și am avut 100 de invitați și nimeni n-a plătit nimic. Adică eu am atâta încredere în produsul meu încât eu merg într-un restaurant. Hai să guști întâi. Deci avem chestii care nu se facturează. Mergem, facem o degustare, facem o probă și după aia hotărăște. Pentru că dacă primează tot timpul, cât e asta? A, e scump. Asta e că e bună, uite așa, are calitățile astea, e porționată, e mai ușor de folosit, nu ai pierderi. Dar prima oară e prețul. Prețul, cât costă? Da, din păcate, da. Ne uităm de multe ori la prețuri și după aia, în partea aia la altă, la ce fel de mâncare alegem. La preț și după aia la suplimente alimentare. Ah, da. Suntem pe finalul emisiunii. Și aș vrea să facem o concluzie. Mai pleci? Nu. În străinătate? Nu.
Nu. Adică, nu știu acum. Acum răspunsul este nu. Singur sub nicio formă nu plec. Dacă o să vrea vreodată să, o să fie o decizie familiară, de ce nu? În familie, o decizie... Da. Nu, nu o văd eu pe Alexandra Vrând. Dar a avut și experiențele cu străinătatea. Da. Și poate că totuși cel mai bine e acasă. Nu știu. Cel mai bine unde te simți unde acasă. Unde te simți acasă. Acum vă simțiți bine amândoi la Suceava. Da. Acasă la Suceava. Formă. Adică chiar dacă, gândește, toată familia mea este acolo. Toți sunt acolo. Tu ești singurul care te-ai întors. Da. Vă vizitați, bărbiesc, vizităm, cât de des e posibil. Cât de des putem, ne întâlnim, mai mergem în vacanțe împreună, dar ei sunt acolo și eu sunt aici. Clar. Unde ești fericit, doar. Acolo dar, trebuie să rămâi. Ce este pentru mine România astăzi, Suceava astăzi, sunt mai fericit decât am fost în atâția ani acolo. Și atunci n-am cum să plec. Mulțumesc foarte mult pentru prezența mulțumesc la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Mult succes în continuare. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Emisiunea Acasă în Diaspora se încheie aici. Sunt Adriana Dascăru Bulina. Să vă fie bine oriunde v-ați afla.